asta e ultima pe care am auzit-o. S-a dus un român la tribunal să divorțeze de nevastă și ce credeți că a trecut la motive? Băutură și țigări. A zis că el se lasă de nevastă, dar de răchie și mahoarcă niciodată. Mă rog, am înflorit-o un pic, povestea nu e chiar așa. Eu doar am vrut să vă introduc un pic în atmosfera rubricii de astăzi, Vax Populi, în care este vorba, după cum se vede și aici pe ecran, despre scumpirea unor vicii. Vax Populi, dragilor, iar după Vax, desigur, ne uităm împreună la Focus. Nici de știri nu ne lăsăm. Noapte bună! Ce facem dacă să scumpesc țigările, să scumpesc băutura? Ce facem? Renunțăm la ele? Nu renunțăm? Sau mai... Nu renunțăm. Bem mai puțin. Dar de renunțat în niciun caz. Nu renunțăm. De ce? Fiindcă dacă asta e meseria, ne place și băutura, ne place și fumatul. Cât fumați acum? 3-4 țigări. Depinde și de bani. Dacă ai bani mai mulți, poți să fumezi și cu pachetul. Dar nu renunțați la vicio? Nu la așa ceva, nu. La nevastă renunț. Dar la băutură și fumat nu renunț. Cât fumați acum? Aproape un pachet jumate. Bine, aproape că mai dăm la colegi, la prieteni, la o berică, la un par de vin când bem. Dar n-ați putut până acum să renunțați la țigări? De ce? Bă, prima dată a fost țigările 15 lei, 17 lei, 19 lei, 20, 22, din ce în ce crește. Dar ne lăsăm până la urmă, n-avem ce să facem. Cât a stat cel mai mult fără să fumați? Ați reușit sau nu prea reușit? Am stat vreo lungă zile, dar n-am putut. De ce? Ce se întâmplă? Ce simți? Simțim că exact ca un drog. Mă afectează, nu știu, că se scumpește țigările, că se scumpește băutura? Aici la țară mai afectează, că aici la noi, cum să vă spun, dacă te uiți în jur, nici floarea soarea nu s-a mai făcut. Nu s-a făcut că plouă, adică plouă, nu mai plouă cum trebuie și când vine faci prăpăt pe selă. De fumat fumați, vă afectează scumpirea asta la țigări? Fumezi fumat, cum să nu. Nu-ți mai dă buzunare, băi. Și cum faceți, fără țigări, se poate fără țigări? Nu se poate, dar iei un pachet și îl fumezi 3 zile. Cât fumați acum? Un pachet la zi. Un pachet la zi. Și acum dacă se scumpesc... Poți să fumezi jumate. Să renunțați de tot la țigări? Nu cred. Nu se poate. De ce? Și nu pot, că mai mult de 3 zile nu pot stau nefumat. Ați încercat? Da. Și ce se întâmplă? Ce simțiți? Când bag țigara în gură, mai am amețeala. O să renunțe românii la băutură, la țigări, la viciile astea pe care le-am dat? Nu cred că o să renunțe. De ce? Nu renunță, pentru că unii au alte vicii, alții au alte vicii și țigările tot la fel o să rămână, tot o să fumezi. Nu putem să renunțăm la țigări. Nu. De ce cred? De ce nu să renunță oamenii, că așa s-au obișnuit în corpul lor. Nici la băutură? La băutură nici într-un caz. Orice scumpiri, noi o ducem mai departe. Da, noi mergem mai departe. Puteți să renunțați la băutură dacă s-a scumpit acum? Da, domne, atunci dacă... De mâncat nu mănânci, de băut nu mănânci, de băut nu bei. De fumat nu fumat. Exact. Ce putem să facem? Să înlocuim lucrurile astea? Deocamdată sunteți prahoveni? Da. Da? Chiar ploieștini, da? Da, da, da. Ce facem dacă nu mai putem să mai bem, să mai fumăm? Ce ne-a mai rămas? Ne ducem unul după altul. Chiar dacă se scumpește, beau mai puțin. Stați la, cum a spus, la soție, la mâncare, dar la... Da, la asta, dar la băutură și țigări nu. Chiar dacă se scumpește? Da, da. Fumăm mai puțin. Mai puțin, da. Da. Și cu băutura mai puțin, dar nu se poate să... Mai puțin, dar nu renunț la ce ar fi dacă într-o zi ați renunțat la țigări și băutură? Cum? Mirău. Dacă nu beau zi, mirău, tremur. Să învăța cu alcoolul. De ce toți scumpesc ei lucrurile astea? Și băutura, țigările, de ce credeți că se scumpesc așa rău? Fiindcă nu mai are bani în valoare, eu zic. Probabil. Că nu mai are bani în valoare, scumpește și ei. Ce mesaj aveți pentru cei care tot vă scumpeți țigările, băutura, ce le transmite? Poate să se scumpească oricât că tot. Oricât tot nu renunț la ele. Dacă se scumpesc, mai tot le beți. Faceți un efort sau cum faceți? Fac un efort asta, până la urmă. Dar nu renunțăm la ele? Nu, la ele nu. Cum v-ați simțit dacă n-ați bea nicio bere într-o zi? Mai ales că la câmp astea, când vii de la câmp, mai ales pe căldurile astea, merită o bere să bei. Da? Poate și apă? Da, apă merge. Sticla de apă nu ți-a lisești din căruț. Dar merge și o bere. Da, o bere merge. Se opresc vreodată scumpirile astea, ce spuneți de ele? Mai scăpăm de ele? Eu știu, nu cred. Cred că se urcă în loc să ieftinească, dar se urcă, eu zic, am impresie. De ce tot cresc prețurile, se scumpește și țigările se scumpesc? Pe mine mă întrebați? Întrebați-i pe dobitoci cei care sunt la conducere. Nu pe mine, că eu dacă am fumez, dacă nu mă lipsesc, ducă să dracului și a ei. Puteți să renunțați la țigări?
Da. Cât fumați acum pe zi? Pă, criza socială, dacă bag 10 e mult, dar e mult, 10. Cam așa. Fumați mai mult înainte, când erau mai ieftine? Nu că fumam mai mult, dar era și banul altfel. Da, da, da. Și... Da, dar renunțat de tot, ați încercat, n-ați încercat? Da, cum să nu. Dar... Am stat și 2 săptămâni nefumat. Ce facem? Mai bem, mai fumăm? Ce facem dacă se scumpesc atât? Ce facem? Răbdăm. Noastră mai fum... Regulamentul dacă ne... lasă mai ieftin, mai trăim. Unul are 5 copii, unul are 4. Am 40 de nepoți. Aoleu. Da. Fumați, beți? Cât fumați? Eu nu prea fumez așa, că am 74 de ani. Sunt bun, fumez o țigară, două. Cam așa. Eu la bucată, așa, dacă n-am bani. La băutură? Că se scumpește și băutura de-asta. Renunțăm și la băutură, că nu are niciunul de băutură sau de țigări. Nu.